Vania Sar, Kerza, chiar nu vezi? Adică măcar să mă strigi, măcar ceva, ceva. Nici o nădejde, Vania, în tine. Profesional, ca să fac, nu... Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lahti. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod Chef de Gătit alături de șef Alexandru Comerzan și gătim astăzi. Astăzi mic dejun, păpănaș moldovnești sau sârnici, cum se mai spune la noi în sat sau la noi la țară. Brânzoaice, nu-s brânzoaice, sunt păpănaș. E brânzoaică? Brânzoaică. Da? Păpănaș sau ești? Și păpănaș moldovnești. A, se mai pune și brânzoaice, adică brânzoaice, păpănaș moldovnești sau sârnici, da? Așa. Brânză de vaci. Mie îmi place foarte mult să gătesc și cu ricota. Părerea mea vine un pic mai moi, un pic mai mai delicat, un pic mai moi, un pic mai. Aici avem niște burgeraj de brânză, da, de la partenerii noștri Lahti. Și am să-i folosesc, dacă am prea multe brânzoace, să mănânc atâta brânzoace. Zahăr avem. Și eu știu unde. Uite aici. Lămâie, portocală, ca să facem, să dăm o aromă așa mai proaspătă, mai de citrice. Da, doar coaja, doar zestul. Evităm partea albă, că partea albă e ceea ce se dea amărui. Și noi amărui, nu vrem. Smuț care adaugă esență de vanilie. Eu personal nu sunt iubitor la aromele sintetice sau la aromele așa mai... aromă de... plămâie, aromă de rom. Eu prefer gusturile mai naturale. Așa, zahăr. Cât zahăr? După gust, 2, 3, 4 linguri. O lingură, așa, are în jur de 25 de grame. Dacă vă plac dulci-dulci, puneți 150. Eu o să adaug 75 de grame de zahăr, deoarece o să facem și un magiun, da? Cu smântână în combinație dulce. Ou! Cât ou? Un ou suficient. Făină. Câte făină? De obicei, eu prefer să folosesc făină de orez. De ce făină de orez? Deoarece nu necesită să-i pui în cuptor și nu e așa de, nu așa de tare să simte ca făina de grâu. Da? N-am găsit făină de orez, am găsit doar făină de ovăz și e ok și asta. Câte făină? Puțină, o lingură. Da? Mai bine mă chinui să-i întorc în tigaie, dar să obțin ceva pufos, ceva... Sunt mulți care adaugă și praf de copt. Părerea mea, nu e un biscuit ca să aibă nevoie de praf de copt. Oricum, e un aluat moale. Da? Nu vreau ceva uscat, ceva tare, ca să-mi fie ușor. Mai bine, o să-mi fie un pic mai greu la modelat, dar, în schimb, rezultatul final o să fie mult mai interesant. Descusăm dacă e ok, zahăr. A luat-o pentru brânzoaice, gata. Pasul următor. De obicei, brânzoaicele sau păpănașii moldovnești se servesc cu smântână și un gem. Gem de obicei fructe de pădure, afine, nu mai știu ce acolo. Eu astăzi eram la Kaufland și am văzut ultimii, da, printre ultimii piersici moldovnești. Ei, cum stăt eu acolo pe raft așa și să nu iei? Să nu gătești ceva cu dânșii. A? Domnul Ion, și zici singur. De obicei, persicii la grătar au un gust senzațional, pur și simplu de pe altă planetă, cum s-ar spune. Yes! Yes! Și între timp, ca să nu așteptăm mult, o tigaie, ranta-ta-ta-ta, focul dulce, un pic de ulei de muslin. Și un pic de unt, bineînțeles. Thank you.
piersici, da? Piersici sau chersași. E clar, fructe de păduri, chestii, trestii, da? Totuși avem noi producătorii locali și produsele noastre locale, măcar cât de cât, cât de puțin. Nu? Ce spuneți voi? Cât de puțin. Iarăși, eu folosesc piersici, fructe de păduri, afini, portocale, de ce nu, ananas, perioada de iarnă, de ce nu. Eu, apropo, azi dimineață la copii am făcut, țineți minte în copilărie, să mânca orez cu lapte dimineață, da? Eu azi dimineață le-am făcut orez cu lapte, doar că pe bază de lapte vegetal, la sfârșit câteva bucăți de ciocolată neagră, înțelegi, zic eu, domn Pavel? Și niște piersici cu miere, miere de albin, da? Am pus deasupra copiul, zic, tate, dar noi vrem tu să ne gătești dimineața, nu mami. Stă și uns, uite la mine și mă grăghește. Nu mă grăghi, vai. Ești gata? Focul la maxim? Nu da pe jos. Este. Dăm piersicii la o parte și ușor, ușor ne apucăm de sârnișe sau de brânzoace. Știi ce putem să adăugăm? Așa o notă mai exotică. Mai încolo să adăugăm un pic de zeamă de portocal. Făină într-un bol frumos. Aprindem tigaia, foc dulce, unt și ulei. Zahăr, limon, doar un pic. Este. Uite așa. Vania. Atât am trebuit. Stai că înțelege. Că nu-ți prinește, că nu mai știi acolo. Ce vorbești? Ulala! Am făcut eu sârnișe la festivaluri și n-am să fac eu sârnișe aici. E. Vania, s-a ars cherța și chiar nu vezi? Adică măcar să mă strigi, măcar ceva, ceva. Nicăieri, nici o nădejde e, Vania, în tine. Profesionalna, ca să facem, nu... Portocală, cum și-am spus, zeamă. Ușor, foc dulce. Nu ne grăbim absolut nicăieri, da? Uite aici. Știi ce să faci eu, ia ca mu cu piersicii ăștia? Ia ca smântână. Ia ca... Dar și zgrăiesc, mult dă-mă Guinness, vă arăt, știi? Ia ca niște smântânică. Sau iaurt? Iaurt sau smântânic? Nu, hai iaurt. E acru? A? Grecesc. Grecesc. 2-1, bun? Adică uite așa, da? Uite așa, da? Dacă niște iogurt, uite. Șeț, așa nu stă? Așa. Uite așa. Așa. Hai mai pune măleacă. Uite așa, ia, da? Ia ca așa, ia. Ia ca așa. Da, așa, nu mult, știi? Adică... Olha, que notário. Da, așa că niște nuși, așa e. Nu este așa, olha, că notário, nu mult, știi, nu, că nu trebuie să știi, înțelegi? Că să nu-ți și rău, știi? Adică, și cam asta e tot normal. Și spuneți cum la voi, cum vă sunteți, băieți? A, e bun, dar lingura, dă-ne înapoi. Eu, gata, ne-ai fermat sufletul, m-ai lăsat cu...
Na. Nu vreau. Mă-i spărat. Ia. Și nu-i bun așa? Noi să știți, pe ce trec eu în platou ăsta, dacă un lucru nu ne sprânește, e jele. Înțelegi, trebuie ușor. Aici n-a să-l întorc, aici tot n-a să-l întorc. Doamne! Și n-am pus eu mai multă făină, a? Și n-am pus, ca așa trebuie să stau să mă chinuie, mă. Și să-i suport pe amândoi. Fără grabă, câte unul, câte doi. Dacă ăsta să ne sărupă mușchi, de-a mă lăsăm că se rupe. Doar. Este, da? Smântânică. Neapărat obligatoriu. Este. Piersici. Uite așa. Câteva fructe de pădure pentru un contrast de culoare. Uite așa. Este. Și ca să facem un plating așa mai drăguț, mentă, uite așa. Voilà. A? O ieșit beton, așa un mic dejun. Măi de Doamne, cum s-ar spune. Dar cu ce să-l combinăm noi? Cu ce să-l combinăm? Avem două alegeri. Sunt între două. Indecis între o vigorică sau un muscat. Totuși cred că să mergem pe un muscat, alb sau roze. M-am încurcat mereu. Hai, care-i primul la îndemână? Alb. Este. Mergem cu un muscat. Chateau Vartelli, linia Inspiro. Un vin proaspăt, un vin de vară, un vin așa mai floral, mai... Da, este. Aromă clasică de muscat. E bună asta. Asta e... Dulceag. Notă frumoasă de aciditate. E perfect, e ce trebuie. Eu și pot să vă spun. Eu mai prăjesc astea niște brânzoaice, niște papanași moldovnești care nu au mai rămas. Pentru colegii mei iubiți. Ei iubiți, nu iubiți, de-am asta e altă treabă. Pașa iubi, da, Vania. E rău. V-am pat, sper că v-am făcut chef de gătit. Dacă emisiunea iese sâmbătă, duminică, neapărat trebuie să vă treziți iubita sau a doua jumătate cu așa un mic dejun și, deși nu, un pahar de Inspiro alb muscat de la Chateau Vartelli. Sper că v-am făcut chef de gătit. Alături de voi a fost șef Alexandru Comerzan. Pentru mai multe rețete, accesați canalul meu de YouTube. V-am pupat și până data viitoare. Și la revedere. Și eu mă întorc niște sărci. A fost sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Latti. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli.